nivel național, de care suntem alături în protestul pașnic pe care îl vrem să se audă la nivel de autorități naționale. Autorități care până la acest moment ne-au ignorat, având în vedere că suntem una dintre cele mai puternice industrii, industrie care ne-am numit a ospitalității și care în ultima vreme suntem în prag de colaps pe marginea prăpastiei. Este un strigăt al nostru, al antreprenorilor din acest domeniu, pentru că observăm că până acum s-au luat măsuri total incorrecte la adresa noastră. Un sector care cuprinde aproape 400.000 de angajați, un sector care trage la rândul lui alte industrii pe orizontală, un sector care s-a constatat că până în acest moment nu am infectat, ci dimpotrivă am respectat reguli, am investit în tot ceea ce înseamnă reguli COVID și protecție, dar nu suntem luați în seamă și din ce în ce ne e mai rău. Noi, antreprenorii, avem pe umerii noștri, în afară de investițiile majore pe care le-am avut, le-am făcut, avem grija multor angajați, multor familii care trăiesc în incertitudine datorită lipsei predictibilității la nivel național a acestei industrii. Cerem de urgență redeschiderea restaurantelor și să avem în vedere faptul că România este singura țară în care restaurantele nu sunt deschise. În toată Uniunea Europeană, restaurantele funcționează în interior și exterior, bineînțeles cu respectarea regulilor și a tuturor prevederilor legale.